Vrem să vedem cum se dezvoltă comunitățile mai mici din județul Sibiu cu bani europeni. La doar 12 km distanță de municipiul Sibiu am ajuns în comuna Rășinari, o comună cu însemnătate istorică, dar și o comună care a luat fonduri europene. Aflăm acum despre ce e vorba în ambele cazuri. Aflăm chiar de la primarul comunei Rășinari. Bine v-am găsit! Bine ați venit la Rășinari! De ce este importantă din punct de vedere istoric comuna Rășinari, până să ajungem la fondurile europene? Comuna Rășinari este o localitate care face parte din zona mărginimii Sibiului, o zonă bine cunoscută în România, datorită brânzei de Sibiu în special, dar Rășinariul este cunoscut în special datorită oamenilor care s-au născut aici. Și amintesc aici pe Octavian Goga, poetul pătimirii noastre. 1911 s-a născut aici Emil Cioran, cunoscutul filozof care a trăit și a murit la Paris. Rășinar ne place, încă de la prima vedere, ne plac casele înghesuite cumva și colorate, ne place autenticul zonei, chiar în spatele nostru acum trece o căruță plină de fân. Oamenii sunt primitori, iar autoritățile au luat fonduri europene pentru a se dezvolta. Aici este rolul dumneavoastră să-mi spuneți câți bani europeni și cum se văd ei în comunitate. Au fost mai multe proiecte din 2007 până în prezent care au fost derulate prin bani europeni din comuna Rășinari. Poate cel mai important proiect a fost cel de realizare rețea de apă și canalizare menajeră, un proiect cu care au fost investiți aproximativ 7 milioane de euro. Am cumpărat mașină de pompieri nouă pe fonduri europene, am cumpărat o mașină de dezăpezit care vara o folosim, punem pe ea utilaje de măturat străzile, iar iarna o folosim, bineînțeles, pentru dezăpezire. Am construit drumuri forestiere, pentru că avem 10.000 de hectare de pădure care aparțin localității noastre. Prin fonduri europene, pe lângă această mare investiție, am construit o grădiniță pentru copiii din Rășinari. A fost necesară această grădiniță pentru că avem 5600 de locuitori, fiind aproape de oraș, nu ne confruntăm cu depopularea, cum se întâmplă în alte localități. Când o comunitate se dezvoltă, categoric și oamenii din interiorul comunității sunt lămuriți să rămână acasă, să nu plece spre orașe mai mari. Pe de altă parte, aveți toate șansele să și atrageți turiști din ce în ce mai mult. Vin turiștii la Rășinari? Așa este, vin destul de mulți turiști în Rășinari. Avem și, într-adevăr, și sunt vreo 25 de pensiuni aici în interiorul localității, iar în drumul spre Păltiniș, pentru că pe aici se ajunge la Păltiniș, mai sunt destul de multe pensiuni care sunt pe Valea Ștezii și pe drumul spre Păltiniș. Beneficiem și de o agendă culturală a comunei, în care pe parcursul anului derulăm diferite activități culturale în care și care sunt bine primite de către turiști. Spre exemplu, un festival cunoscut la noi, prin care promovăm brânzeturile locale, este Festivalul Brânzei și al Țuicii, unde foarte multă lume abia așteaptă să participe. De la fel, încercăm să promovăm mâncărurile tradiționale ale comunei noastre, tocănița de oaie. Avem de Rusalii o plăcintă cu urdă, care îi spune vărzar, și pe care este o plăcintă deosebită, care se face numai atunci de Rusalii. Și avem evenimente care le facem, spre exemplu, cu tramvaiul, care circulă între Rășinari și Sibiu. Și atunci, turiștii care ajung în zonă au de unde alege cum să-și petreacă timpul liber. Când a fost momentul în care ați decis să mergeți către finanțare nerambursabilă pentru că ați găsit acolo soluția de a face rost de bani gratuit? Încă de la început, de când am devenit primar din 2008, eu și înainte am lucrat pe fonduri europene și știam care este beneficiul acestora, pentru că este o sursă care, din punctul meu de vedere, este sigură. Iar, și nu numai că este sigură, dar te și obligă să faci ceea ce ai promis că vei face cu acești bani europeni. Nu prea poți să zici, gata, uite, vreau niște bani pentru asfaltare de o stradă și tu pe urmă să-i folosești să, nu știu, să faci cu totul altceva. Nu se poate așa ceva. Și atunci, e sigur că atunci când începi o investiție pe fonduri europene, eu zic că în majoritatea cazurilor o finalizezi. Ești obligat să o finalizezi pentru că altfel o să trebuiască să dai banii înapoi. În vizita noastră din